Ne-am întors în studio, alături de noi Irina Begu, așa cum am spus. Mulțumim, Irina, pentru prezență. Mulțumim și eu. Ai venit direct de la Cluj. Mărturisesc că n-am fost la Cluj, a trebuit să pregătim studioul ăsta și te-am ratat și anul trecut la fete. Așa cum îți spuneam înainte, tu n-ai fost, am tot încercat să te prindem pentru un interviu mai amplu. Încep cu Fed Cup-ul, nu? E încă proaspăt? Pe mine încă iarăși nu mai prezinți, pe mine eu nu mai sunt aici. Mai e un personaj. Ești aici, domnule, ești o constantă. Când erau băieții, ai mai prezentat și pe mine. Acum a venit o fată, gata, nu mai prezentat. Asta... Mea culpa, okay. O să fac chestia asta de fiecare dată când avem domnișoare în studio. Mă întorc la Irina. Suntem proaspeți după Fed Cup, nu? S-a vorbit destul de mult, dar vrem și noi câteva reacții. Încep cu curiozitățile personale, că i-am înnebunit probabil pe ascultători. Ce se întâmplă după meciuri sau după partidă? Voi ieșiți împreună undeva? Trageți niște concluzii împreună? Dacă... Aș putea să o spun mai bine zis de sâmbătă ce s-a întâmplat. Eu am jucat primul meci, Simona al doilea și imediat după ne-am întors la hotel și am avut o discuție în legătură cu ziua de duminică, cum vom juca și ce tactică vom aborda. Am mâncat și cam asta a fost ce am făcut în ziua respectivă. Iar duminică, la fel, a fost o zi plină, cu 3 meciuri și seara am ajuns foarte târziu la hotel. Am avut într-adevăr o masă împreună și cu federația și cu fetele și cu toată echipa. Okay. Și cam atât. Sincer, nu avem timp să ieșim undeva sau să facem altceva față de rutina obișnuită, exact, masă și fiecare după aia pe drumul ei. Exact. Bine, sunt și treburile astea, masajele și trebuie să ai grijă să fii gata, mai ales în zilele astea de Fed Cup, toată lumea e cu ochii pe tine, vrei să ții un pic grupul strâns ca să poți să-ți faci programul tău, pentru că toată lumea încearcă să tragă de tine, să te întrebe o grămadă de lucruri și chiar timp nici de familie, știu, de exemplu, în experiența mea și la Cupa Davis, familiile vin să vadă, poate îi vezi 5 minute sau ceva genul ăsta, mai ales că tu ai prieteni, 2 minute. Picanterile. Da, atmosfera e bună în schimb, nu? Am citit și declarațiile, pierdeți, câștigați, oricum, sunteți un grup unit. Așa este, împreună am urcat în grupa mondială și suntem la fel de unite și când este vorba de o înfrângere. Spune-ne de Kerber. Eram curioși cum e să joci împotriva ei acum. A transformat-o cumva succesul din Australia? E mult mai încrezătoare și se vede treaba asta? Sau... Așa este. Joacă mult mai bine, în primul rând. Am avut ocazia anul trecut să joc cu ea de 3 ori. La Australian Open, Charleston și Roma, iar anul acesta am jucat la Charleston și la Fed Cup. Este o jucătoare mult mai constantă, mult mai agresivă în același timp și servește mult mai bine. Vă dați seama, ca să câștigi un turneu de Grand Slam, nu este noroc. Gândiți-vă că să o bați pe Serena într-o finală, trebuie să ai nevoie de un serviciu foarte bun și ea a jucat foarte bine și acum la Cluj. Da, ne uitam de aici, într-adevăr, n-a greșit nimic, niciun punct gratis și e greu. Și am văzut a doua zi a continuat forma foarte bună. Tragerea la sorți, iarăși, a fost destul de grea, nu? Să joci cu Cehia și cu Germania nu e simplu, deci nu facem un capăt de țară că suntem din nou în grupa secundă, nu? Nu, eu consider că noi, ca și echipă, suntem foarte unite și putem să urcăm înapoi în grupa mondială. S-a întâmplat să jucăm cu Cehia și cu Germania, am fost foarte aproape. Puteam în weekendul acesta să fi câștigat, să fi fost 3-2 pentru noi. Monica a avut 2 mingi de meci, la dublu noi am avut minge de meci. Situația ar fi stat altfel, însă asta este, se mai întâmplă, așa e în tenis, nu? Exact, da, înainte a fost meciul cu Spania, când s-a jucat cu Spania, șansele au fost de partea voastră, dar atmosfera, cum s-a văzut la Cluj, a fost extraordinară, de două ori cu Cehia, acum cu Germania. Asta e un lucru extraordinar pentru tenisul românesc și cred că ce ați trăit acolo, momentele astea, nu le veți uita și cred că vă motivează mai mult să urcați din nou în grupa mondială și iară să jucați în fața la un public de acest gen, nu? Bineînțeles, sunt momente unice pe care nu ai cum să le trăiești altfel decât jucând la Fed Cup și eu am spus de fiecare dată, ori de câte ori joc pentru România, este o mândrie și mă bucur să fac parte dintr-o echipă atât de bună. Am văzut, mă uitam și eu la... S-au stricat un pic acum, nu pot să le mai arăt. Cred că data viitoare o să fac și eu chestia asta cu băieții. Da. Dar numai la picioare. Corect. Cu Spania, să-i surprindem. Cu Spania, exact, să-i surprindem. Da, e o chestie și noi, federația încearcă să jucăm la Cluj și ar fi extraordinar dacă... Se vorbește foarte mult de Cluj. Eu am văzut atmosfera cu Cehia și într-adevăr a fost foarte faină. Într-adevăr a fost din nou cu Germania, la fel, e electrizant. La fel. Nu am fost atunci când s-a jucat în februarie, însă acum pot să vă spun că a fost o atmosferă incredibilă și oricând m-aș întoarce acolo. No, okay. Pot să o întreb și eu, mai ales că știu că Irina se antrenează cu un grup de antrenori, ceea ce mie pentru mine se pare întrebările alea bune. Un lucru extraordinar. Un lucru extraordinar și care felicit pe băieții care știu care sunt în acest grup și se vorbește foarte mult, sau se vorbea și se vorbește foarte mult în România. Unde sunt antrenorii, unde sunt asta, ce ne trebuie, unde... Și eu tot timpul am spus că antrenorii trebuie să lucreze mult mai mult împreună. Și asta este un succes care Irina poate să ne spună, mai ales să ai încredere în mai multe persoane în același timp. Normal că poți să-ți alegi, de concursurile astea aș vrea mai mult cu el. Concursurile celelalte și asta, dacă ai putea să ne spui câte ceva, că este foarte interesant, mai ales pentru telespectatori să înțeleagă că de multe ori vezi jucătorii de tenis numai cu un antrenor. În primul rând aș începe cu faptul că ei au o familie și este foarte greu să călătorești 30 de săptămâni sau poate chiar mai multe săptămâni și de aceea ei au format acest grup. Arti și cu Adrian, ei lucrează de 4-5 ani împreună și atunci când m-am dus să lucrez cu ei și să-i rog să colaborăm, au fost foarte bucuroși și bineînțeles că i-am întrebat dacă sunt dispuși, în primul rând, să vină la 30 de turnee cu mine. Și răspunsul lor a fost sigur, dar ar fi mult mai ușor pentru noi dacă am putea să împărțim turneele. Și am zis, sigur, eu n-am nicio problemă. Sunt chiar bucuroasă pentru că uneori, stând în fiecare zi cu antrenorul, având rutina aceea, nu știu, intervine plictiseala sau vrei să mai auzi altceva. Și atunci noi am decis să împărțim turneele și ori de câte ori, nu știu, poate nu vreau să merg cu un antrenor, nu s-a pus niciodată până acum problema. Spune adevărul acum. Spun adevărul, recunosc că nu s-a pus până acum problema și ei... au venit așa cum am discutat de la începutul anului să facă odată a făcut Arti America, odată a făcut Adrian America și e important și pentru ei, așa cum am spus, având o familie. Da, cum vezi, de exemplu Djokovic, câteodată e Becker exact. Și nu e Marian Vajda acolo, câteodată e Marian Vajda, nu e Becker, câteodată sunt amândoi acolo. Deci, și există o colaborare foarte bună între atunci când sunt doi antrenori, de exemplu, dacă Arti este cu mine la turnee, Adrian poate să intre pe YouTube sau pe ce intră să vadă cum joacă adversara, să studieze un pic și noi seara discutăm și vedem cum abordăm tactica. Este un mare avantaj din punctul meu de vedere și ultimele mele colaborări așa au fost, cu doi antrenori. Și mie cred că... Mi se pare că nu e nimic de pierdut. Ai două perspective, ai mai mult know-how pe de-o parte, pe cealaltă. Eu mai am, e un know-how și pe lângă asta ai mai multe, cum să spun, cum a spus și ea, mai ales partea tactică, atunci când două capete plus jucătorul și se pun împreună, aduc o tactică, după mine, mult mai bună, pentru că, cum am spus, de multe ori mergi cu un antrenor atâtea săptămâni, chiar dacă el spune anumite lucruri, poate nu le mai auzi cum le auzeai primele săptămâni când ai mers cu el, și așa e foarte important. Să nu uităm, uite, poți să ne mai dai niște explicații despre majoritatea sporturilor. Antrenorul poate să ajute în timpul meciului echipa sau jucătorul. În WTA, în afară de concursurile ITF, care sunt Grand Slam-urile sau turneele de Challenger mai mici, turneele WTA, are antrenorul voie să intre o dată pe set. Exact. Și încă o dată, dacă cealaltă persoană are pauză de accidentare sau toilet break, nu? Cum te avantajează pe tine chestia asta sau îți place sau crezi că ar trebui și băieții să facă la fel? Aici este cu duș întors. Personal, cum vezi lucrul ăsta? Eu cred că este un avantaj. Poți, bineînțeles, să chemi antrenorul dacă dorești și poți în același timp să-i spui că nu ai nevoie sau în momentul respectiv tu decizi să nu-l chemi. Deci, din punctul meu de vedere, de foarte multe ori pe mine antrenorul m-a ajutat și din punct de vedere mental. Eram poate agitată, am condus cu 5-2 și adversara a revenit și a intrat în teren și m-a liniștit. Mi-a spus și ce greșesc. Este un mare avantaj. Dar, repet, este în funcție de jucătoare și este la fel important să decizi tu când să chemi antrenorul. Uite, chestiile astea sunt, uite, foarte importante, pentru că de multe ori, și eu întâlnesc, mă întreabă foarte multe persoane cum e, de ce nu e și la băieți sau... Și de ce nu e și la băieți? Băieții nu au acceptat, din câte țin minte. Corect, da. Nu au acceptat. Sunt pro și contra, deci tenisul are o istorie destul de lungă, are farmecul că e unul împotriva celălalt și trebuie să fii tu tare la bărbat la bărbat, nu? Să câștigi, apoi sunt și celelalte lucruri care se întreabă, ok, tu ca jucător profesionist plătești un antrenor și tu îl plătești personal și vrei să te ajute cu cât mai mult și ar putea să fie regula asta, cum e la fete, să intre pe teren. Dar băieții au decis, noi nu vrem să fie cum a fost până acum și să ne batem. Așa. Am înțeles. La fete e altfel. Și cum e cu Rio? Te gândești la Rio deja? Sincer, nu la filmul, da. Sincer, da, m-am gândit. Chiar am avut o discuție zilele trecute cu Monica legat de Olimpiadă. Am început așa încet să mă gândesc și, sincer, abia aștept să fiu prezentă și este o experiență unică, la fel ca și la Fed Cup. Apucați să jucați împreună? Cum urmează turneul unde jucați mai des? Da. Din cauza accidentării, eu nu am putut să joc și dublu, sau cel puțin am încercat. Imediat cum am revenit în circuit să mă acces doar pe simplu, nu știam dacă o să mă țină genunchiul și așa am hotărât împreună cu Monica că ar fi mai bine să nu jucăm o perioadă. Iar acum, începând cu Madrid, Roma, Roland Garros, Wimbledon și toate turnele până la Olimpiadă și chiar după Olimpiadă vom juca împreună. Ok, ai menționat accidentarea asta. Cum ți-a schimbat rutina zilnică? Ce ai făcut diferit la antrenamente? Ce a trebuit să... În primul rând, toată atenția mea s-a îndreptat către genunchi. Am încercat să să facă mai multă pregătire fizică pentru a întări musculatura și în același timp să fac recuperarea recomandată de doctor și de fizioterapeut. Am avut multe ore petrecute strict pe tema aceasta, iar tenisul m-a început așa, nu știu, băteam câte jumătate de oră la început, okay. Totul am luat treptat. Într-adevăr, rezultatele de la Miami și de la Charleston pentru mine a fost o bucurie foarte mare, pentru că timp de 6 săptămâni nu am putut să mă antrenez, să concurez la cele mai importante turnee și a fost așa ca o ușurare. Da, în momentul accidentării discutam cu colegii, mai ales că suntem mulți fani acolo și câțiva te-au urmărit cu mare atenție. A venit parcă la un moment foarte prost accidentarea. Ai avut un an foarte, foarte bun, nu? Multe premiere la turnele de Grand Slam, Tur 3, Tur 4. Tu cu ce rămâi din anul trecut? Simți că ai crescut? Am discutat mult despre, parcă ai trecut să-i la un alt nivel. Erai parcă și mai agresivă. Așa este. Am fost foarte dezamăgită pentru că pregătirea de iarnă a fost foarte intensă. Am lucrat partea fizică mult mai mult, într-adevăr și tenis, dar mi-am dorit să mă îmbunătățesc și mai mult, să fiu mai puternică în teren din punct de vedere fizic, într-adevăr și mental am lucrat. Și a fost așa o dezamăgire pentru că la primul turneu, în al doilea tur m-am accidentat. Ne dați seama că nu alegem noi momentul când să ne accidentăm și a fost așa un șoc pentru mine, dar în același timp a fost și am învățat din experiența aceasta și eu sper să nu mai repet greșelile din trecut și să devin din ce în ce mai puternică. Da. Eu pot să-ți mai spun ceva, că cum ai spus tu, ai spus un lucru foarte bun, am învățat din chestia asta și asta e un lucru pentru un jucător de tenis sau poate și în celelalte sporturi, când chiar dacă pierzi un meci sau ai fost accidentată sau ceva genul ăsta, dacă tu poți să înveți din lucrurile acestea, drumul tău este numai spre înainte și pot să spun și eu din experiența mea și asta poate îți dă mai multă încredere. Eu tot timpul am jucat mai bine după accidentare. Cert. Nu imediat după aia, dar pentru că devii mult mai puternic, devii mult mai... apreciezi mult mai mult succesele și când ai anumite nesuccese sau când pierzi anumite meciuri, treci un pic mai ușor peste ele pentru că te gândești, măi, stai un pic, că atunci când eram accidentat, măcar nu puteam să joc. Da. Și ai spus un lucru foarte, foarte bun și asta o să te ajute mult în continuare. Știți, când înainte pierdeam un meci, eram supărată, mă închideam în vestiar o oră și eram, nu știu, plângeam sau aveam o reacție mai... Acum, vă spun sincer că după fiecare meci, nu știu, nu sunt bucuroasă, clar, sunt tristă în sinea mea, însă iau meciul mult mai... sunt mult mai relaxată după și încerc să văd partea plină a paharului, pentru că în urmă cu 2 luni sau cu o lună plângeam acasă că nu pot să joc, îmi doream să fiu la turnee și acum că sunt la turneu, pierd un meci, se întâmplă, pentru că nu suntem roboți și e normal să se mai întâmple. Văd altfel acum situația și asta este datorită experiențelor pe care le-am avut în trecut. Da, așa se zice, creștem când trecem printr-o perioadă mai grea, nu? Și aici o să fac o mică legătură și deschid o paranteză cu episodul Garcia, cu Caroline Garcia. Andrei ne spunea că l-a ratat, că știe puține lucruri despre chestia asta. Hai bine. Da, pentru mine... Spune-ne, măcar pe scurt, cum te ții la distanță. În primul rând, cum te-a afectat, nu? Pentru că ai fost adusă într-un episod de ăsta fără voia ta, te trezești... Cum îmi spunea și Adi înainte, te găsești dimineața trasă într-o chestie care nu ți aparține neapărat. Cum a fost? Vă spun sincer că imediat după meci am primit un mesaj că am fost jignită și eu am început împreună cu echipa mea, am început să facem glume, deci n-am fost absolut deloc afectată. Din contră, noi glumeam pe tema aceasta. Însă, a doua zi, când m-am trezit, aveam telefonul plin de mesaje, apeluri și nu înțelegeam. Sincer, uitasem. Am crezut că e așa, nu am crezut că cineva o să dea importanță. Și telefonul meu, repet, suna în continuu, mesaje. Am fost dezamăgită. Am fost dezamăgită pentru că dacă aș fi fost la fel de căutată sau măcar într-o proporție de, nu știu, 20%, 30% după meciul cu Lisicki sau alt meci, aș fi înțeles, este un interes, dar m-a dezamăgit foarte mult pentru că era o știre negativă, o știre care nu era în primul rând adevărată și oamenii au luat așa în serios totul și au luat-o mai mult personal. Nu se întâmplase nimic, ei n-au verificat știrea și gândiți-vă, dintr-o chestie foarte mică a devenit o chestie foarte mare. Pe mine personal nu m-a afectat absolut deloc. A doua zi am dus la meci, mi-am făcut treaba, m-am antrenat normal în ziua respectivă. Recunosc că n-am putut să-mi folosesc telefonul, a trebuit să-l închid. Fantastic. Ca să pot să își foloseam alt telefon, dar... Fantastic. Da. Dar, da, am fost dezamăgită pentru că nu așteptam ca presa să dea o atât de mare importanță unui eveniment atât de negativ. Da, de fapt a fost o non-știre în primul rând, dar este în obicei să facem lucrurile astea facile și să le preluăm. Bine, chestiile astea nu se întâmplă numai la noi, știi? Nu se întâmplă numai la noi și chestia asta mi s-a întâmplat și mie chiar acum un an sau un an jumate, când era o discuție incredibil de mare pe baza meciurilor vândute, numele meu a apărut undeva în presa italiană, că un italian, Braciali, care se chema Braciali, nu știu ce a fost, că trebuia să vorbească cu mine, să-i dau eu meciul, eu l-am bătut 6-2, 6-1, ceva de genul ăsta. Și pentru că a apărut numele meu, a doua zi era și mie exact la fel telefonul, că eu sunt, că eu am dat meciul. Și de asta e ceva, nu știu de unde până unde a ieșit asemenea Mersi. Lucru. În sfârșit, asta, cum am spus, cum am mai vorbit și mai încolo, asta e viața jucătorului profesionist, ești în... cum să spun, trebuie să vezi lucrurile astea, dacă sunt atât de interesante, înseamnă că ai valoare sau ești faimos, nu? Da, de cealaltă parte, deci, cum spunea... Dacă poți să vezi lucrurile așa, atunci... Cum spunea și Irina, e bine să fii căutat când ai performanțe, nu? Când e vorba de jocul tău și... Bine, și astea mai sunt alea pro și mai sunt alea care nu sunt reversul chiar așa. Exact, nu toți tenii sunt pozitivi, nu? Deci asta face parte din... Eu am fost relaxată. Cu Caroline ai reușit să vorbești? Ți-a dat vreun semn? Da, sigur. Noi, imediat a doua zi, arbitra principală ne-a chemat în biroul ei, m-a întrebat dacă s-a întâmplat ceva. Eu i-am spus doar că am auzit în presă, i-am explicat ce s-a întâmplat, că am primit foarte multe mesaje. Iar ea mi-a spus, ai auzit ceva? Eu i-am spus, nu aveam cum să aud. Dacă auzeam eu, auzeam în primul rând arbitra de linie sau arbitra de scaun. Este ok, am verificat absolut tot meciul, am dat sonorul la maxim și publicul l-am dat la minim. Nu s-a auzit absolut nimic, este tot ok. Era și Caroline acolo și mi-a spus că îi pare rău pentru ce s-a întâmplat, că își cere scuze dacă m-a deranjat într-un fel, dar ea n-a spus niciodată acest lucru. Și asta a fost discuția. Gândiți-vă că vorbeam pe un subiect care nu exista, era așa, hai să vorbim ca să vorbim. Ok, n-aș vrea să mai continuăm nici noi pe tema asta. Perfect. Îl închidem așa, dar e bine să spunem treburile astea. Vorbim de Vavrinca acum? Dacă vreți, vă știți mai multe despre... Vorbim un pic tot despre echipă. Adi mi-a șoptit o chestie cu psihologul, pentru că ai o echipă nu doar cu 2 antrenori, dar lucrezi și cu psiholog de multă vreme. Cum e asta? Ai simțit nevoia și ai cerut tu treaba asta? Da, deci echipa mea e formată din Arti cu Adrian, domnul Marian Lupu, care se ocupă de partea de pregătire fizică, și doamna Monica Stănescu. Doamna Monica a venit în echipa mea, cred că acum 2 ani, dacă nu mă înșel, 2 ani și un pic. Eu l-am rugat pe Arti, l-am întrebat în primul rând dacă cunoaște pe cineva. Aveam nevoie la momentul respectiv, nu aveam încredere în mine și am zis că am nevoie de